Diabetul este de fapt o disfuncție a pancreasului, organul care secretă hormonul numit insulină, și în momentul în care apare în timpul sarcinii este doar o tulburare tranzitorie. Diabetul de tip 1 care necesită insulină arată o nefuncționare integrală a pancreasului și lucrul acesta este luat în supraveghere de medicii diabetologi și să spunem, nu are cum să debuteze odată cu sarcina, iar diabetul tip 2 poate fi urmarea unui, să spunem, diabet gestațional, pentru că diabetul tip 2 reprezintă, de fapt, o diminuare a funcțiilor pancreasului și dacă acest lucru era, să spunem, în moștenirea genetică a persoanei respective, s-ar putea ca sarcina să fie exact, să coincidă cu debutul acestei slăbiri a pancreasului. Avem nu numai fetusul care acționează și pune o presiune asupra organelor interne, dar tot acest volum sanguin al mamei care crește și trebuie să hrănească și copilul, solicită pancreasul într-un mod suplimentar și iată, dacă exista un factor de risc, în aceste condiții poate apărea un diabet gestațional tranzitoriu, adică numai pe perioada sarcinii și apoi după sarcină lucrurile reintră normal, sau dacă există această predispoziție, poate ca acel diabet gestațional să se prelungească ulterior într-un diabet tip 2, dacă mama, cum spuneam, are acest factor de risc. Diabetul gestațional apare în ultimele luni de sarcină, pentru că despre asta e vorba, atunci burtica este mare, bebelușul pune presiune pe toate organele interne și se manifestă la mamă prin valori mai crescute ale glicemiei. Dacă valorile sunt la limită, atunci este probabil mama supusă unei supravegheri din punct de vedere alimentar. Asta înseamnă să elimină toate produsele care conțin zahăr, glucide rapide. Asta înseamnă miere, produsele de cofetărie, toate dulciurile. Este important, de asemenea, dacă se poate și cantitatea de fructe să fie un pic diminuată. Există și factori alimentari care nu sunt neapărat categorisiți ca și dulciuri. Asta înseamnă orezul, pâinea albă, care de asemenea, cartofii, care de asemenea produc o creștere mare a glicemiei. Nu îndulciți cu miere, este mai rapid absorbită în sânge decât zahărul, nu faceți greșeala asta. Și la capitolul băutură coritoare trebuie să eliminate și ele cu totul, chiar și sucurile proaspăt stoarse din fructe, nici ele nu lasă glicemia neatinsă. Sucul de fructe duce la o variație mai mare a glicemiei decât fructul mâncat ca atare. Trebuie să apeleze la produsele care sunt integrale, deci pastele integrale, pâinea integrală, tocmai pentru ca să prevină prin prezența tărâțelor, glucoza în sânge crește, va fi absorbită mai lent și să mănânce mai puțin și mai des, pentru că prin acest obicei, dintr-o dată nu mai creează atât de mare presiune în stomac prin umplearea lui și prezența meselor fragmentate face ca și nivelul glicemiei să fie cât de cât într-un palier de constanță. Adică nu mai așteptăm să scadă glicemia foarte mult atunci când nu mâncăm o perioadă lungă și nu mai riscăm ca ea să crească brusc când aducem alimente după o perioadă de absența lor. Dacă glicemia este foarte mare, deci pancreasul este profund decompensat, atunci chiar există posibilitatea ca în ultimele luni de sarcină să se apeleze la câteva doze de insulină, tocmai pentru ca glicemia mamei să fie ținută în limite constante. Nu are diabetul gestațional niciun fel de urmări dramatice asupra bebelușului și atunci este bine de știut că doar ținerea sub control a valorilor glicemice ale mamei trebuie să fie principala lor preocupare, deci nu, bebelușul nu va fi afectat, nu trebuie să fie speriate, cel mult poate la naștere poate avea o greutate un pic mai mare, dar în niciun caz nu este un semn că, Doamne ferește, copilul va avea diabet la rândul lui.